După 5 ani în care România a avut de cheltuit 8 miliarde de euro primiți de la Uniunea Europeană prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, reprezentanții Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au prezentat gradul de absorpție a fondurilor atrase în județul nostru. Astfel, rezultatele arată că în ultimii 5 ani 115 milioane de euro au ajuns la buzoienii care au câștigat proiecte europene. Valoarea totală a investițiilor derulate în această perioadă a fost de peste 200 de milioane de euro, diferența reprezentând cofinanțarea asigurată de beneficiari. Cei mai mulți bani au fost accesați pentru modernizarea exploatațiilor agricole. În schimb, cel mai mare număr de beneficiari declarați eligibili a fost pe măsurile privind instalarea tinerilor fermieri și sprijinirea fermelor agricole de semisubsistență. Pentru măsura 1.2.1, modernizarea exploatațiilor agricole, avem de exemplu o fermă de porci în comuna Grodeanu Siriștea de 2 milioane de euro. Pe de altă parte, au fost și fermieri care, din diferite motive, au fost nevoiți să renunțe la finanțările europene, deși aveau proiecte în derulare. Valoarea totală a contractelor reziliate se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro, adică o treime din fondurile atrase de la Uniunea Europeană. Deci s-au plătit efectiv 66 de milioane de euro, rămânând ca de la 1 ianuarie 2015 până la 30 septembrie 2015 să se plătească aproximativ încă 29 de milioane, pentru că diferența până la 115 reprezintă rezilieri de contracte sau dezangajări. Iarăși, fără a intra în amănunte, rezilierile de contracte au avut la bază deficiențe de consultanță în proiecte sau lipsa de susținere a cofinanțării. Oameni care au pornit la drum pe un proiect, pe parcurs dându-și seama că nu au bani să susțină contribuția proprie. Fermierii care încă mai au în implementare proiecte cu fonduri accesate prin PNDR 2007-2013 sunt obligați să depună ultima cerere de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2015 și asta pentru că deja sunt în derulare primele două măsuri cu fonduri disponibile prin PNDR 2014-2020, urmând ca de la 1 iulie să fie lansate alte măsuri. Până în prezent, pe noul PNDR, în județul nostru nu s-au depus decât 4 proiecte din partea a 4 grupuri de acțiune locală care au cerut sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală cu o finanțare de aproximativ 51.000 de euro.